Care mai este legătura, relația conducerii cu galeria după acel moment în care echipa n-a fost lăsată, mă rog, să se bucure de promovare alături de suporteri la stadion? Daniel Niculae s-a înjurat cu liderul galeriei Bocciu. Cum sunt lucrurile în momentul de față? Interesul comun, vă dați seama că este binele Rapidului și pentru binele Rapidului cred că toată lumea trebuie să facă anumite compromisuri, să lăsăm orgoliile și toate neînțelegerile deoparte și tot să fim în jurul echipei, să susținem echipa, să obțină ceea ce ne dorim cu toții. Dar mai sunteți supărați pe Daniel Niculae? Și când zic sunteți, mă refer la suporteri, la peluză. Nu vă supărați, nu vreau să comentez acest subiect, pentru că în momentul acesta echipa, eu zic că este într-o situație foarte bună din punctul meu de vedere și da, nu are rost să intrăm în astfel de subiecte, pentru că astea sunt extra. Nu trebuie să implicăm Rapidul într-o dispută care ar fi între Daniel Niculae și suporteri. În regulă. Bine, până acum n-a fost nicio dispută în afară de momentul ăla, că nu l-ați huiduit, nu l-ați înjurat, nu s-a întâmplat nimic de genul. Da, el a făcut o greșeală atunci, în momentul respectiv. Noi aveam așteptări la el. Daniel Niculae face parte din istoria Rapidului și el trebuia să știe faptul că noi la fiecare bucurie, chiar și tristețe, ne întâlnim cu toții, adică echipa cu suporterii, ori petrecem împreună, ori suferim împreună. Da. Acum era un moment în care trebuia să petrecem, mai ales că am avut o perioadă foarte grea, am fost încercați cu toții, suporteri, jucători, fost jucători, și era un moment de bucurie extrem pentru toată lumea, toată suflarea rapidistă și eu cred că era normal să ne bucurăm cu toții de acest moment. Mai ales că a fost încumulat și cu o promovare după toată perioada neagră în care am trecut și... E adevărat. Din păcate, Daniel Niculae nu poate, nu și-a dat seama la momentul respectiv, a fost puțin luat de val. Da. Asta este. Toate au trecut. Sperăm ca echipa să fie în continuare, să ne aducă bucurii și restul nu mai contează. Noi întotdeauna, noi suporterii Rapidului, dacă știți, cele mai multe dispute le-am avut cu domnul Popos. Da. Eu personal vă spun chestia asta, că am avut foarte multe dispute cu dânsul, cu toate că respect foarte mult, vreau să subliniez asta și eu personal regret pe George Popos și consider că dacă ar fi fost și George Popos acum lângă Rapid, eram mult mai puternici. Păi dar poate îl convingeți că el a mai dat niște sponsorizări în ultima perioadă și prin Liga a doua. Nu vrea să se mai implice în mod direct. Ați vorbit cu el? Da, el dânsul a rămas un mare rapidist și eu știu, când spun chestia asta, știu foarte bine că este adevărat, dar nu vrea să se mai implice în mod direct în viața clubului Rapid. Am înțeles. Și asta vreau să vă spun, că cele mai multe dispute le-am avut din cauza oamenilor care sunt legați sufletește de Rapid. Și întotdeauna am insistat ca cei care ceva aparte pentru publicul nostru să fie la echipă, cum a fost Pancu, Adi Enci și mulți alții care au revenit de-a lungul timpului în cadrul clubului Rapid și vor fi întotdeauna binevenit. Porțile inimilor noastre vor fi deschise pentru ei. Și Mudică, care de asemenea este un mare rapidist, Mircea Bornescu, Dani Coman, adică sunt foarte asta mulți. Asta ar fi culmea, să iau ce spam amândoi iarăși la Rapid. Nu, dar iau o relație foarte nu, bună. Nu, glumesc. Dar nu, eu cu Dani suntem prieteni foarte buni. Da. Da, bun. Deci nu a fost atunci un moment, asta nu înseamnă că nu au o dușmănie personală, nu. Din câte știu eu, e adevărat, Mircea? E adevărat. Nu, chiar săptămâna trecută am vorbit cu el la telefon. Da. Și am rămas în relații foarte bune.